Situație dramatică pentru bărbatul lovit de cisternă pe trecerea de pietoni în apropierea molului din Târgu Jiu. Acesta a fost internat în stare gravă, suferind un traumatism craniocerebral. Șoferul nu i-a acordat prioritate, deși bărbatul traversa regulamentar. Un bărbat în vârstă de 64 de ani din Târgu Jiu a fost acroșat de o cisternă chiar pe trecerea de pietoni. Acesta se angajase regulamentar în traversare, însă șoferul cisternei nu a frânat la timp. Martorii declară că șoferul nu avea viteză. Nu avea șoferul viteză și n-are de unde să prindă viteză de acolo. Dacă avea a încercat viteză, să le evite, a tras stânga și nu s-a mai putut. Dacă avea viteză, îl ducea acolo, mă. Nu vezi că e pe trecere oprit. Autoritățile au fost anunțate chiar de către șoferul vinovat de producerea accidentului. Un conducător auto din județul Argeș, în timp ce conducea o auto utilitară care tracta o semiremorcă pe strada termocentralei din Târgu Jiu, a acroșat un bărbat de 64 de ani din localitate, care se angajase în traversarea regulamentară a străzii pe trecerea de pietoni. Bărbatul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar în cauză polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, însă pericolul nu a trecut încă. Bărbatul a suferit un traumatism craniocerebral și este în stare gravă. Am fost solicitat să intervenim la un accident rutier produs pe strada termocentralei din municipiul Târgu Jiu, în care a fost implicat un pieton care a fost lovit de un autocamion. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMUR din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, care au constatat că victima, un bărbat în vârstă de 64 de ani, se afla în stare de inconștiență, suferind leziuni grave. Acesta a primit primul ajutor medical la fața locului, a fost stabilizat, fiind ulterior transportat la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Târgu Jiu. Identificarea bărbatului rănit a fost destul de dificilă, având în vedere că nu avea la el niciun document. Pe numele șoferului s-a deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.